7. Iată-l din nou pe Baroș. Baican, apără Ionuță, Ciobanu și cred că așa se va încheia, prieteni, meciul nostru cu victoria celor de la Minaur, Baia Mare 23-21. Felicitări ambelor echipe, prima dată. Am început cu un avantaj prin eliminarea lui Cristi și poate că mi s-a părut că o să fie mult mai ușor, pe urmă am lăsat și noi parcă montoarele mai la relanti și ne-am făcut meciul mai greu. Dar important este victoria, noi avem un obiectiv de atins și trebuie să strângem puncte. Câte etape mai sunt, trebuie să strângem cât mai multe puncte. Mai avem câteva meciuri, trebuie să se odihnească, avem un lot valoros și fiecare își aduce aportul de fiecare dată când intră. Meciul a fost un meci greu, cum ne așteptam de altfel. Am intrat foarte montați, am mers foarte bine prima repriză, am făcut și într-adevăr și câteva greșeli, dar important e că am rămas uniți, chiar și în a doua repriză, când au reușit ei să revină și să treacă în avantaj, am demonstrat că suntem o echipă și am revenit, am preluat conducerea și n-am mai lăsat-o până la sfârșit. Da, un meci foarte greu, aveam obiectivul să luăm cele 3 puncte, doar că la începutul meciului a fost ceva neplanificat cu eliminarea lui Cristi Fenici și cum suntem și în lot mai puțin, a fost puțin mai greu, dar zic că 50 minute, chiar tot meciul a fost acolo cu echipa din Baia Mare, care a jucat foarte bine, dar ne-am ținut și pe ei. Rezultatul este echitabil până la urmă, între două echipe care au luptat foarte bine astăzi. Meciul a fost presărat și de niște greșeli tehnice pe care eu nu le-aș fi dorit, dar și se simt în meciul, într-un meci cu o echipă echilibrată, cu o echipă de valoare, într-un meci echilibrat, se simt aceste greșeli, însă țin să remarc spiritul de luptă